penal, pot fi interzise. Altfel nu putem, nu putem să vorbim despre viol online, cum nu putem vorbi despre o crimă online. Presupune să dispară această persoană. Ceea ce spune avocat este corect. Sigur că da. E un semnal de alarmă. Ceea ce se întâmplă în spațiu online poate să aibă repercusiuni asupra a ceea ce urmează să se întâmple în spațiu real. Aici poate să apară problema. În speța respectivă, acolo tânăra acuză suferințe psihice, deci presupun că ar trebui să găsească o soluție să fie despăgubită cumva sau să fie pedepsiți cei care i-au provocat. Dacă prin nu violul, există o legislație în vigoare, prin violul online i-au provocat suferințele psihice. Da. Să își îmbunătățească poate i-au adresat anumite vorbe. Nu avem de unde știi. Să schimbe legea englezii. Te rog, Sorin Ovidiu Bălan.